Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Dacă vă amintiți, în urmă cu câteva săptămâni, colega mea Maria Stroi vă prezenta un caz în care o mamă face totul pentru copilul ei pentru a-l putea menține sănătos. În această seară stăm de vorbă cu doamna Helene Bădicu, mama copilului ce are mare nevoie de ajutor. Bună seara, doamnă! Bună seara! V-am cunoscut prin intermediul colegei mele, Maria Stroie, Da. care a răspuns apelului dumneavoastră și care a venit acasă la dumneavoastră pentru a vă cunoaște și pentru a face un material. Am văzut atunci situația dramatică a copilului care Da. Suferă nu doar de o boală, ci chiar nu, de mai are multe. Șapte diagnostice. Ca să o luăm într-o ordine cronologică, dacă este mai ok așa, știu că mai aveți și un alt copil, nu doar Da. Pe băiețel. Aș vrea să-mi spuneți în momentul în care ați născut acest copil, dacă a prezentat de atunci probleme, dacă Da, a fost. A fost probleme de la naștere. Deci l-am născut cu o insuficiență de respiratorie. Deci a stat în incubator, nu a plâns, nu nimic. A fost probleme de când l-am născut. Am înțeles. De când l-am născut. La 6 luni a avut nevoie de sânge. La 1 an și 8 luni l-am depistat cu hepatita B și C. Ambele tipuri de hepatită? Ambele tipuri de hepatită. Până la 1 an a făcut foarte multe convulsii. Și prima dată, inițial, s-a spus că s-ar putea să fie o epilepsie. Da. Nu a fost epilepsie. Făcea mereu febră, febră, febră. Atunci noi am cerut Bucureștiul. Pentru a vedea, în esență, ce se întâmplă. Pleacă acea febră. Acele convulsii. Acele convulsii, acele febre, în urma transfuzii de sânge care i s-a băgat copilului, s-a agravat din ce în ce mai rău. Aici nu a putut să ne se dea un diagnostic care sigur, să vă lămurească, ca să mă până la lămurească, urmă. Și am plecat la Grigore Alexandrescu, la domn profesor Obreja. Obreja, cunoscutul profesor Obreja. Așa. Când ne-am dus acolo, atunci s-a făcut și o anchetă, Buzău, Spitalul Obreja, a fost publicat în ziar cazul, că aici l-am dus în ultimul, de aici l-am dus acolo în ultimul hal, cum ar veni. Exact. A fost totuși o greșeală medicală, până la urmă. La spital, la București, în momentul în care s-a pus acest diagnostic, acest copil are hepatită de două tipuri. Și ce? Ne-a transferat la Spitalul Fundeni. De 16 ani de zile mergem la Fundeni. În momentul în care ați ajuns la Spitalul Obreja la București, vi s-a spus clar că transfuzia ar fi de vină? Da, asta ni s-a spus, că de acolo este. Ce a răspuns spitalul de la Buzău, doamne? În spitalul de la Buzău, atunci eu am avut un conflict, nu știu dacă mai e cazul să spun numele al lui acel medic. N-aș mai vrea să mi-aduc aminte, cel puțin. Regrete. Am rămas. Regretele nu vă ajută. Nu mă ajută cu absolut regretele nimic. Nu vă ajută să cumpărați, nu vă ajută cu sănătatea copilului. Cu nimic, regretele nu înseamnă suferințele. Nimic. Nu, nu. Exact. Regretele a rămas. Doar ăsta regrete. A fost răspunsul? Atât. Eu cel puțin atâta știu. S-a declanșat, să înțeleg, o anchetă medicală la Spitalul Județean. S-a declanșat, Județean. Eu am căutat ziarul că l-am pus bine ca să pot dovedi acel caz atunci. Cred că o să-l găsesc, cred că l-am pe undeva pus prin casă. Eu păstrez totul. De atunci s-a început problema cu copilul, scandalul cu copilul. Bine, a fost și o naștere și medicul când am născut a greșit. Asta vreau să spun. Se a poate greșit, ne putem gândi și la o culpa medicului care v-a ajutat la naștere? Este sigur o culpa medicului, pentru că am născut la 8 luni și 2 zile. Mergând să fac o simplă ecografie, eu am avut niște probleme. Ați născut copilul la 8 luni? La 8 luni și 2 zile. Exact, vârsta la care nu e bine nu să e se bine, nască. Da. Ori 7 luni, ori 9, dar nici a 8 luni. A depășit 8 luni. Exact. Acel medic, Gheorghiu, domnul la maternitate, domnul doctor Gheorghiu, care am înțeles că a și decedat între timp, n-a vrut să-mi fac ecografia, m-a aruncat pe masă. Și a făcut consultul, în urma consultului a pornit o hemoragie puternică, n-am mai avut timp să mă bage nici în sala de operație, că trebuia să mă salveze și pe mine și copilul. Și copilul. Știu că mi-aduc aminte, strigau moașele, haideți domnul doctor, măcar salvați mămica. A ieșit negru, negru,
din mine, era vânăt copilul, nu a plâns, nu nimic. De atunci a început și calvarul. Bine, în urma la toate astea, la câțiva ani de la Fundeni, doamna doctor mergând și stând foarte mult cu el până în Fundeni la început, poate am stat și 3 luni odată internată acolo, pot să spun că Fundenul mi-este a doua casă. Nimeni nu cred că și-a dorit să spună asta, doamna Bădicu, da. Pentru că până la urmă este casa noastră e acasă și nu la spital. Dar nevoia m-a făcut să stau cu el. Bineînțeles. Și atunci eu o numesc a doua casă cu copilul meu acolo. E trist. E foarte trist. La câțiva ani așa el mă bătea, făcea rău, nu vorbea. Și doamna doctor mi-a spus că ar fi bine să facem un tomograf la cap. Atunci s-a depistat că ar fi avut ceva și la cap. A vorbit dânsul de la Fundeni, la spitalul nouă, am fost transferat, operat la cap. La Baghdasar Arseni, la Baghdasar, operat la cap. Stând și acolo vreo 2 luni, m-a transferat la Obreja, în clădirile acelea. Am stat acolo cu el, l-am operat, Fundeni, Obreja. Acum așa o ținem, Fundeni, Obreja. Doamnă, la început, după Obreja, când ați fost transferați prima dată, când copilul era foarte mic, la spitalul Fundeni, în afară de hepatita B și C, care s-au depistat, ce alte diagnostice s-au pus copilului? Are cum se dezvolta de copilul? Limbaj, nu s-a dezvoltat, deci el nu vorbea, nu auzea. Un soi de retard mental? Da, retard mental foarte mare are. Deci mi s-a spus că la vârsta lui acum de 16 ani, el judecă ca un copil de maxim 10 ani, 9 ani. Așadar o întârziere extrem de puternică a dezvoltării normale unui copil. Da, el încă nu realizează toate lucrurile care sunt bune, care sunt rele. Cred că pe undeva știu că e crunt ce spun, dar poate că e mai bine că nu realizează modul în care este, pentru că poate ar conștientiza mai tare și durerea dumneavoastră și necazul. Dar este foarte agresiv, din ce în ce, foarte agresiv. Acum ne-a dat o altă lovitură cu coloana. Deci noi n-am știut că el are probleme cu coloana, am văzut că este dus de coloană, dar nu ne-am gândit că poate să fie ceva atât de grav și coloana. Vă întrebam de modul în care au venit diagnosticele. La început hepatita B și C. A făcut după aceea, interferon un an. A făcut și interferon? Interferon un an a făcut. Formă n-a mai putut să facă, că a dus foarte greu interferonul. Este un tratament extrem de greu de suportat. Da, făcea frisoane, nu toată lume, nu toți făceau, fiecare după organism. El făcea frisoane, făcea febră mare după acel interferon. Este foarte greu. A fost foarte greu. Știți ce? I-aș ruga pe colegii mei să mă ajute cu materialul despre cazul dumneavoastră, să le reamintim celor de acasă și cum arată copilul și tot ce a spus noastră la material, după care revenim în studio. Am ajuns că nu mai pot să lupt. De aproape 17 ani, părinții lui Adrian au luptat în fiecare zi pentru ca fiul lor să aibă o viață normală ca toți ceilalți. Problemele adolescentului au început încă de la 6 luni, când a fost diagnosticat cu hepatită cronică cu virus B și C, după care au urmat alte lovituri. Adolescentul a fost apoi diagnosticat și cu hipoacuzie bilaterală, osteoporoză, sindrom ADHD, tulburare de opoziție, întârziere mentală severă și o leziune la cap din glande sebacee. Pe lângă aceste 7 diagnostice, adolescentul se confruntă și cu alte probleme. Depresie, are surzitate, ADHD, surzitate, nu vorbește, e agresiv, tulburări de comportament, 7 diagnostice. Și a 8-a, care ni s-a dat acum 2 luni jumate, cu coloana. În urmă cu 3 luni, familia a primit o altă lovitură, cea mai grea dintre toate.
Adrian are o tumoră la coloana vertebrală. În numai o lună de zile, păiatul i s-a dezvoltat o cocoașă, iar durerile pe care le are sunt din ce în ce mai chinuitoare. Familia a ajuns cu el în capitală, unde s-a făcut o primă radiografie. A văzut radiografia, a pus mâna în cap, zicea, aici coloana făcută praf. Faceți remeneu. Cu mari eforturi și cu ajutorul din partea unor oameni de bine, au reușit să facă un examen remene. Unteniu e a doua casa mea și doctorița mea a doua mamă. M-am dus la dânsa și m-am plâns exact ce vă spun dumneavoastră. Zic eu, ajutați-mă să pot să fac remeneu. Zic eu, pe cum să vă ajut? N-am, știți situația. Da, doamna Bădicu, vă știu de atâția ani cât vă luptați. Și a sunat jos la remene, la o doctoriță tot cu suflet mare. Și am făcut, ne-am internat și am făcut remeneu la Fundeni, gratuit. Tot ce își doresc acum părinții este să ajungă de urgență la Cluj pentru investigații, însă situația în care se găsesc este una dramatică. Au nevoie de aproximativ 1000 de euro pentru acest pas de care depinde viața fiului lor, însă nu își mai permit nici măcar rețeta pentru medicamentele ce i-ar calma durerile băiatului. Nu avem bani să luăm o rețetă. Avem rețeta luată de alaltă ieri. Am fost la farmacie ieri, costă 2 milioane jumate, nici acești bani pentru rețetă nu avem. Dar să mai plecăm la Cluj cu copilul. Singurul venit al familiei constă în salariul mamei de asistent personal încadrat la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău și pensia tatălui de 630 de lei. Din nevoia disperată în care se găsesc, neavând resursele materiale necesare, părinții lui Adrian au scos casa la vânzare. Deznădăjduiți, dar gata să facă orice pentru copilul lor, părinții strigă după ajutor spre oameni inimoși care nu pot rămâne indiferenți la drama prin care trece tânărul copil buzoian. Rog pe toți oamenii din toată țara asta, cine are suflet, să-l ajute să poată să fie și el salvat ca toți copiii. Să fie și el un copil normal, că mi s-a spus că dacă nu facem operația, în 2 ani poate să ajungă cu coloana jos la pământ. Toți oamenii cu suflet bun, să-l ajute. Adrian conștientizează situația în care se află. În același timp, durerile care îl macină îi iau puterile ce i-au rămas după atâtea zile de calvar. El speră însă și își dorește din tot sufletul să ajungă la Cluj. Are încredere că acolo va găsi drumul spre vindecare. Pentru a ajunge să facă investigațiile necesare la Cluj în vederea operației, este nevoie așadar de aproximativ 1000 de euro. Sumă care, pentru mulți, nu ar reprezenta nimic, dar de care depinde viața tânărului Adrian. Cei care vor să întindă o mână de ajutor o pot face depunând orice sumă de bani în conturile deschise la Banca Transilvania pe numele mamei, Helen Bădic. Familia poate fi contactată la numărul de telefon 0722 128 954. Orice sprijin contează enorm pentru viața lui Adrian. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și am vrut să fac o pauză în discuție și să vă reamintesc să-l revedeți pe copil. Pentru a conștientiza poate mai bine decât v-am face noi să înțelegeți din vorbe ce înseamnă situația și în ce situație este familia Bădicu. Doamna Bădicu, mă întorc la acea ordine cronologică de care vorbeam și am spus că la început, ok, după transfuzie hepatită B și C, apoi s-a constatat că acest copil are un grad de retard mental și nu se va dezvolta ca toți ceilalți copii. Da. Cum a început el să crească? La 2 ani, la 3 ani? La ce vârstă? A crescut normal. Da. Dar până la 2 ani a fost grăsuț. După ce s-a depistat cu boala de hepatită B și C, mănâncă foarte mult, dar nu asimilează. Și acum ficatul nu își face treaba, suportând cele două boli. Nu. Decât că acum noi am putut să o ținem pe loc. Am deci n-am mai avansat în, da. În boală. Stagnează. Stagnează. Este acolo. Dar, e un virus inactiv în acest moment, dar oricând se poate declanșa, se poate declanșa în funcție de o mulțime de factori. Hepatita este una dintre cele mai perfide boli de pe fața pământului. Trebuie regim. Trebuie alimentație, trebuie tratament, trebuie sănătate a celorlalte organe ca să poată susține ficatul. El deja are prea multe. Și acum noi când am fost cu coloana, ni s-a spus că e o operație foarte, foarte riscantă. Dar să vedem ce putem face. Că nici așa nu puteți să-l lăsați. Pentru că el o să se ducă cu coloana cât mai jos, cât mai jos. Și durerile care nu o să poate el să le suporte de la un moment dat. Bineînțeles, iar pe de cealaltă parte trebuie să spunem faptul că ficatul nu suportă medicamentele. Tot este contra. Exact. Noi orice dăm, medicamentele, el are și o ostropoloză acum.
i s-a dat un tratament de ostropoloză. Deci, mi-e și frică cu acest tratament. Este un tratament dificil, puternic. Foarte, foarte puternic, care, vedeți, noi tratăm una, o parte, și afectăm cealaltă. Exact, parte. Deci exact. Foarte tratamentul foarte pentru plin. Osteoporoză și, în general, pentru bolile osoase este contraindicat total în bolile de ficat. Nu, orice. El ia foarte mult pentru starea, depresia asta care o are el, agresivitate de la obreja, are foarte mult tratament. Dar noi fără ăla nu putem să-l ținem. Pentru că el face foarte rău. El a început să sară la noi. El, dacă își dorește și își pune în cap un lucru, deci noi trebuie să-l luăm. Ne lăsăm de orice ca să-i luăm lucrul acela. Comportamentul său este agresiv. Și din cauza faptului că cred nu că realizează și, din cauza a și faptul bolii. Că stă tot timpul bolile, durerea cred și toate că bolile, cele... durerea îl macină pe el acum, pentru că îmi spune tot timpul când vine nenea cu banii să plecăm. Ai văzut, a zis doctorul că să mă opereze. A înțeles. El înțelege dacă vorbim în fața lui. După gură. După cum vorbim, el înțelege. În afară, care își dorește și el, e 17 ani. Într-adevăr, în afară de hepatită, acest retard pe care îl are, cum au venit celelalte diagnostice? Ce alte toate diagnostice venit, a mai primit de-a lungul timpului? Osteoporoză, de care spuneați, afecțiunea coloanei. Coloana, agresivitatea, redus mental, sever, tulburări de comportament, toate le are într-un grup, băga. Toată, mai, valma, mult de atâta, mai mult de atât, Doamne ferește, și așa... Nici nu vrem să mai auzim ceva să mai aibă. Și așa, oricum, pentru un singur trup și pentru un singur suflet, da, mai mult, da, decât și-ar fi putut cineva imagina în cel mai urât, da, coșmar. Cum ați reușit să creșteți acest copil? Foarte greu. Începând din spitale, la 2 ani deja erați la spital. Am, să fiu cinstită, am mers eu cu oameni cu suflet, am în Buzău aici un director, nu o să-i dau nume, care de ani de zile, singurul om din Buzău, am fost cu el la spital, am rămas fără bani. Am sunat, mi-a trimis bani. Vă susține financiar așadar de ani de zile? Mă susține financiar. N-am avut de mâncare, n-am avut de tratament, mi-e și jenă, am sunat, m-a susținut. Am zis, nu știu dacă am voie să-i spun, să-i poate spun, să uită, îi doresc multă, multă sănătate, pe unde merge să aibă numai bine și fericire, la tot colectivul acela de la dânsul. Să dea Dumnezeu, dânsul cu siguranță știe în sufletul său că îi mulțumiți. Merg, la biserică dacă merg, nu există să nu-l pomenesc, să nu-i urez sănătate, numai binele din lume să-l aibă. Să e singurul om... Cred că nu mai există om cu suflet ca acel director. Să dea Dumnezeu și să am spus-o și ieri, de asemenea, și într-un caz social, să li se întoarcă celor care fac acest bine, să li se întoarcă. Numai bine să le dea Dumnezeu și sănătatea pe primul plan. Așa că este. Că poți să ai orice, dacă n-ai sănătate, nu faci nimic. Așa este. Și de-aia rog și eu toți oamenii care se uită și mă vede, poate mulți mă știe, că am mai umblat și eu la oameni cu suflet, nu pentru mine, nu vreau eu, pentru acel copil să ajungem la Cluj, să vedem ce facem cu coloana, să ne garanteze, sau poate nu mai are șanse, nu știu, șansele sunt foarte mici. Trebuie însă trebuie să facem toți pașii, așa toți este. Pașii, măcar să am sufletul în păcat, că am făcut și pasul acesta, că v-ați chinuit și pentru asta. Că nu... Așa este. Nu putem spune nu. Într-adevăr... Și eu la rândul meu am făcut bine. Când am avut bani, a fost o perioadă, am ieșit din greutăți. Am făcut condiții. Nu m-am gândit că mi se dă din nou o altă lovitură. Și eu la rândul meu am făcut foarte mult bine. Poate Dumnezeu mă ajută
Să-i fac și lui iarăși să fie poate bine. Dă Dumnezeu. Trebuie să le spun celor de acasă, dragilor, scopul emisiunii din această seară este unul singur și cel mai puternic pe care am putea să-l avem. Ajutorarea familiei Bădicu, ați putut observa în imagini, repet, de aceea am vrut, deși e crunt și e greu să privim imaginea respectivă, mi-am dorit să le vedeți, ca să înțelegeți voi cei care sunteți părinți acasă, ce înseamnă să ai lângă tine un copil care să nu înțeleagă, să fie agresiv, să fie depresiv și să sufere de dureri cumplite. Așadar, fiecare, nu, repet, nu că sunt sărbători, ci pentru că oamenii aceștia suferă în fiecare zi, trebuie să întindem o mână de ajutor. Doamna Bădicu, vom lua o mică pauză de publicitate. Dragi telespectatori, vă invit să fiți alături de noi și în partea a doua emisiunii în care vom discuta despre ce se întâmplă acum cu copilul familiei Bădicu și care ar putea fi șansele sale de salvare și cu ce puteți ajuta dumneavoastră. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în continuare stau de vorbă alături de doamna Helena Bădicu și vă prezentam cazul cutremurător al copilului în vârstă de 16 ani acum, care se luptă cu o mulțime de boli. Doamna, decizia și de fapt verdictul spitalului din București a fost unul clar și direct. Copilul trebuie operat la coloană. Trebuie operat, operația este foarte riscantă, dar încercăm. Patru vertebre ar trebui... Da, are L1, L2, L3 și L12. Așadar, este musai să facă o operație foarte complicată, pe care, în primul rând, nu poate face orice spital, motiv pentru nu, care... trebuie medic renumit și medic specialiști. Specialiști. Da. Cel mai bine pentru dumneavoastră ar fi să mergeți cu toate cele, cu toate actele și toate documentele medicale la Cluj, da. Unde se știe faptul că există niște spitale performante, da. De unde da. Vedem cazuri la televizor... Da, oameni care ajung pe targă și pleacă pe picioarele lor sănătoși. Da. Vi s-a vehiculat, s-a spus de către vreun medic despre ce sumă ar putea fi vorba la o astfel de operație? Deci, mie nu mi s-a spus ce sumă, dar mi s-a spus că este o operație foarte costititoare. O parte să vadă, pune spitalul și o parte trebuie să... Acoperiți dumneavoastră. Să acopăr eu. Mai era o mame care a avut copii operați pe coloană. Mi-am permis și am îndrăznit să merg să întreb. Bineînțeles, e musai chiar. Mi-a zis mămica, pe care am întrebat-o eu, da? Că a costat-o 1000 de euro un inel. Nu mă pricep cum... Asta însemnând undeva pentru o singură vertebră, probabil. Probabil, un inel, așa s-a referit acea persoană. Plus toate costurile care se adaugă, nu trebuie ne să gândim, spun eu. Nu trebuie să spuneți noastră, spun să eu. Să știe sistemul. Spun eu faptul că nu poți să te duci să găsești niciun pansament, branulă și medicamente, perfuzoare și așa mai departe, da, totul da. Trebuie cumpărat. Deci, facem un traseu între spitale și farmacii, în strada de 1000 de ori dacă stăm internați câteva da, săptămâni. Aveți perfectă dreptate. Este crunt, fără bani în buzunar nu se poate pleca de acasă la un astfel de... Nu interesează dacă avem bani sau părinții au bani pentru acel tratament sau... Nu, e de groază sistemul sanitar cum funcționează. Într-adevăr, într-adevăr. Pornind de la problemele pe care le are Spitalul Județean din Buzău, bine cunoscute și care sper să se rezolve sub conducerea noului director acum, fiindcă dânsul a venit așa cu o mână de fier și sper să schimbe ceva pe la Spitalul Județean. Ar fi foarte bine, că eu am fost foarte rău, am fost la Spitalul Județean acum o săptămână și ceva și am plecat, am ajuns la ora 3 și m-a ținut pe acel hol cu dureri groaznice. Am ajuns la ora 11 acasă. Deci ore stă bolnavii pe acel hol. Așa este. Așa este. E o realitate, e un adevăr. Deci am stat la rândul meu ca pacient acolo. Mi-a ieșit prin toate. Deci și aveam dureri groaznice. Dar asta e sistemul. Cu cine asta să e ne sistemul. Certăm? Uite, din păcate nu ne putem certa nu cu nimeni și certa. Asta este cel mai crunt. Făceam o socoteală în pauza de publicitate. Sunteți trei persoane în casă
Și cel mai consistent ajutor financiar este cel pe care îl primiți noastră ca îngrijitor. Da. Apoi pensia soțului de vreo 600 de lei și alocația copilului care însumează puțin peste 150 de lei. Mi se pare o batjocură fantastică un copil cu handicap de grad 1 să primească 150 de lei. Doamna Bădicu, spuneți-le celor de acasă, pentru că mie mi-ați spus copilul acesta, în afară de faptul că merge puțin singur, în rest totul faceți dumneavoastră, îl spălați, da, efectiv. El merge singur, merge la școală, vine la, de la școală, dar el nu se îmbracă singur. Chiar dacă se îmbracă singur, nu și le ia bine pe el. Deci trebuie să fiți acolo tot timpul, că nu-l puteți lăsa așa ponosit îmbrăcat cu ele în apă. Da. De încălțat se încalță, dar trebuie să-i leg eu ghetuța. De spălat trebuie să-l spăl eu. Ce să vă mai spun, e foarte agresiv, are momente că nu vrea să ia haina aia pe el. Deci trebuie să-l lași cum îl duce pe el capul. Deci e momente când noi adică nu trebuie putem să suportați efectiv aceste ieșiri. Așa trebuie să-l suportăm, că ne e frică de la un moment dat să nu sparg un geam, să nu facă altceva. În primul rând să nu se rănească făcând un astfel de gest și apoi să nu vă rănească pe dumneavoastră. Ne purtăm ca cu ouă și totuși țipă, dar aude și vecinii, țipă, țipă și la ce școală este copilul? E la școala 2, la Surdomuți. El are probleme și de auz? Nu aude, nu aude. El aude cu o singură ureche foarte, foarte puțin. Deci vorbim și de un copil surd totodată? Da, surdomut. De vorbit este a început să surdomut. Vorbească, mai rupe cuvinte. Dar el la școală învață pe semne. Deci e la școala adică un 2. Copil surdomut cu tulburări de comportament? Da. Cu tulburări de dezvoltare, cu o grămadă de probleme. Mi se pare incredibil de greu să poți crește un astfel de copil. Foarte greu, pentru că are dureri mari la coloană, ne spune, ne arată și îl cred că îl doare din tot sufletul. Cu siguranță. Dar nu avem putere să plecăm. Nu avem, n-ar fi o sumă mare. Că am spus, de plecare ne-am interesat și noi cât de cât. Cel puțin 1000 de euro. Eu am zis și mai puțin, nu 1000 de euro. Doamna Bădicu, undeva în jur de 1000-1500 de euro, cred că v-ar fi necesar în buzunar în momentul în care ați pleca cu asta copilul e, la Cluj. Nu știu acolo ce întâmpi. Exact, exact. Asta nu puteți ajunge mea, în Cluj să merg și să realizați că nu aveți bani la dumneavoastră, trebuie că să vă întoarceți. Că nu cunosc pe nimeni, da, dar nu cunosc pe nimeni exact, acolo. Exact. Și atunci eu trebuie să am tot timpul bani în buzunar. Bineînțeles. Asta e durerea mea acum mare, că dacă ne spune că atât ne costă, v-am spus, avem casa pusă în vânzare, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă găsim clienți, o și vindem, luăm o căsuță mai mică, n-avem ce să facem. Decât oameni cu suflet, care într-adevăr vor să-l ajute pe acest copil, cu suflet mare. E un gest mare, disperat să vă vindeți casa, doamna Bădicu. Să știți că mulți părinți au făcut gesturile astea. De la un moment dat, pentru copilul tău, chiar disperi. Într-adevăr, asta așa este. Știu, pe de altă parte, da, însă pentru că m-am chinuit cu el atâția ani de zile și acum să mor cu sufletul că nu pot să merg pentru coloană. Deci m-am luptat atâția ani de zile și m-am dus când a fost nevoie la Punteni. M-am dus periodic, m-am ținut de tratament, de regim, de ce am putut tot eu acolo. Tot ce s-a putut, exact. Tot ce m-am dus, m-am plimbat cu el, m-am pus cu el pe la Timișoara, m-am dus în parcuri. Eu sunt o fire care, el de asta este cu mine. Mi-ați spus că da, e mămos. Foarte mămos și foarte lipicios. Asta în momentele în care este și el liniștit și, da, și înțelege da, că îi vreți bine. Și dacă, și ca să-l fac să nu mai aibă nervi, să fie liniștit și își dorește ceva, tot îi promit că eu iau. Și până la urmă îi iau acel lucru. Dar își dorește ca orice copil. Ca orice copil. Și mai vede și la alții. Asta așa este. Că vedeți, trăim în lumea în care la școală copiii au de toate, ceilalți văd. Unii au, chiar unii dacă mai sunt, puțin. Exact, chiar dacă vorbim de o școală pentru copii cu deficiențe, și ceilalți au telefoane, au de toate și el vede și își dorește. Și așa cum îmi spuneați, faptul că acum fiul dumneavoastră își dorește o tabletă pe care să se joace cu mașinuțe. Asta își dorește el. El își dorește, săracul, dar noi nu ne permitem acum să cumpărăm o tabletă care are noi costul trebuie unui tratament să pe o luăm lună. Tratamentul. Exact. Noi luna asta n-am făcut rețeta.
V-am spus motivul, până nu am banul în mână, nu pot să fac rețeta. Avem și unei datorii la apă, mai sunt niște facturi neplătite. Mai avem și unei datorii ca orice om, ca un... Mult prea mult, care spună... trebuie și ele plătite la rândul lor. Bineînțeles. Cât să te aștepte omul? Te așteaptă o săptămână, o zi, două, trei, tot răul așa meu este. Așa este. Le spun celor de acasă că făceam o socoteală în pauză și dumneavoastră, fiul și soțul care este pensionat de asemenea pe caz de boală, trăiți din 1464 de lei pe lună. Asta înseamnă sub 15 milioane vechi, în condițiile în care numai tratamentul copilului urcă la vreo 3 milioane de lei pe lună. 3 milioane, de multe ori și mai mult. Plus toate lucrurile care se adună de cumpărat și de făcut pentru el. Astea. Exact, regimul de care vorbeam. Și discutam cu dumneavoastră în pauză și le spun celor de acasă că am mai văzut astfel de cazuri dramatice, foarte puține însă, în care unul dintre părinți clachează, cedează psihic și nu mai poate și vede că nu mai rezistă în fața loviturilor pe care le tot primește de la viață. Soțul meu a placat, a căzut. A făcut o depresie, a avut o comoție. Prima dată a făcut comoție, după un an a făcut depresia. Și acum aveți acasă? Și el, da, doi, și soțul bolnav și copilul. Așadar, soțul a trebuit să renunțe și la serviciu și la tot în urma problemelor medicale și a depresiei extrem de puternice și aveți acasă un soț care s-a pensionat pe caz de boală și îmi spuneați că are zile săracul când și de la tratament și de la griji parcă ar fi un robot. Da, nu mai e aminte nici de viață, nici, mai ales acum cu lovitura cu copilul că ne-a dat cu coloana, s-a mai rău s-a agravat. N-am avut nici cum să nu-i spun adevărul. Bineînțeles. Un lucru care nu puteam să-l trebuie să vă găsiți și dumneavoastră un sprijin. Vă dați seama că și el să consumă și cred că nu o să mai dureze mult și o să plache și eu. Deci simt că nu mai am nici eu putere. Până unde? Tocmai asta discutam deci și în pauza de publicitate. Sunt ani care merg cu el numai spitale și v-am spus... A fost cea mai grea lovitură acum 3 luni când ne-a dat-o cu coloana. A fost cea mai grea lovitură din viața mea iarăși. Stau și mă gândesc la faptul că mulțimea de boli ce stă în spatele copilului, nu știu, se întâlnesc în corpul ăla firav și cu siguranță exact ce vorbeam. Luăm tratamentul de coloană, afectează ficatul și da, așa mai departe. Orice dăm și un alcocalmin dacă îi dăm sau o pastilă de cap, dăunează la ficat. Suntem conștienți, dar nu avem ce face. Bineînțeles, nu-l putem lăsa așa și... Nu putem lăsa. Tocmai de-aia ne-am și întâlnit în această seară pentru a le povesti din celor de acasă mai multe despre copilul dumneavoastră și pentru a-i ruga, nu știu, să facă tot ce pot. Fiecare cum are sufletul. Fiecare, știți că de multe ori tot omul care este mai amărât, mai multe sprijină. Într-adevăr, asta așa este. Sunt pensionari, am întâlnit o doamnă, o cheamă doamna Crăciun, o pensionară, care din puținul ei mi-a dat 3 milioane, din pensia ei. Pentru că sunt oameni care au crescut copii, probabil că i-au crescut cu greu. Dar am ajuns la o concluzie că tot omul de rând, omul amărât, ajută. Cum am ajutat și eu la rândul meu? Bineînțeles. Doamna Bădicu, am ajuns la finalul emisiunii. Le spun celor de acasă încă o dată că avem toată încrederea că ne vor ajuta, că vă vor ajuta, doamna Bădicu, și că și noi vom mai promova vom mai mediatiza acest caz astfel încât... din puținul celor de acasă să ajungă și la dumneavoastră și trebuie să vă interesați peste tot, pe la toate spitalele, cât mai bine, astfel încât această operație să se facă în locul în care trebuie, să coste cât mai puțin și sper că, nu știu, Casa de Asigurări de Sănătate de la Buzău să sprijine, să, nu Eu știu, am să merg după să faceți toate demersurile. Prima dată trebuie să ajung la Cluj, exact, să vorbim știți cu exact. Medic, să știm sigur ce și cum este. Exact. Exact. Pe urmă o să merg pe urmă la să casa vedem. De asigurări. Poate sistemul ăsta de... Poate să schimbă sistemul. Poate se schimbă bunăvoința și sistemul și poate din toți banii pe care îi dăm noi din salarii să ajungă la dumneavoastră să vă rezolvați problemele cu copilul. Eu doresc la toată lumea care o să mă ajute sărbători fericite, multă sănătate, fericire să aibă.
Sănătate, în primul rând, că sănătatea, de asta asta e pe primul depindem plan, toți da. până la urmă. Dragi telespectatori, spuneam că am toată încrederea în dumneavoastră că veți pune mână de la mână din puținul pe care îl avem toți să ajutăm într-un fel sau altul familia Bădicu. Vă spun că toate detaliile acestui caz le veți găsi încă de mâine când va fi urcată emisiunea pe site. Veți găsi acolo și numărul de cont. Există materialul realizat de colega mea Maria Stroie pe site-ul tvbuzau.ro. Puteți să-l căutați în acea secțiune de căutare și acolo veți găsi conturile, numărul de telefon. Pe final de emisiune, doamna Bădicu, dacă știți numărul de telefon al dumneavoastră, vă rog să-l spuneți încă o dată, da, ca cei de acasă să vă poată contacta. 0722 128 954. Perfect. Așadar, dragi telespectatori, acesta este numărul de telefon al doamnei Bădicu și chiar vă rog din suflet să faceți ceva pentru această femeie care de mai bine de 16 ani se chinuie în fiecare zi într-un mod cutremurător să-și îngrijească acest copil. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc pentru înțelegere că vin în fața dumneavoastră cu cazuri care au mare nevoie de ajutor și vă aștept și mâine seară la ora 18 aici în studioul de la TV Buzău. Sunt Ilona Duță și vă las în continuare cu colega mea Maria Stroie cu jurnalul de la TV Buzău. O seară minunată, la revedere!